sângele ăsta îl dăm la spitale pentru toți bolnavii din toată țara. Nu mai vrem să facem ca în 89, ce am dat sânge pe cazare și a murit multă lume. Asta a fost o bitură de stat. Nu a fost revoluție spontană a poporului. Acum, a doua oară este revoluția tinerilor. Tinerii care n-are muncă, n-au servici, n-au case, bătrânii care au luat din pensie, n-au medicamente, vârsta a doua, n-au servici oamenii, le-au luat 70% din salariu, doctorii n-au bani mulți, profesorii le-a promis că de 50% și după ce și-au găsit alegere, le-a luat 25% și mai mult, i-a nenorocit. Acum chiorul ăsta trebuie să cadă. Dacă nu cadă, stăm aici. Aici, în fiecare sâmbătă, duminică și stăm, nu plecăm. Asta e revoluția poporului român. Când va veni nou regim și nu ne va... Va veni și nu nou regim și nu ne va conveni să manifestăm în față la Intercontinental. Acolo s-a dat sânge, acolo ne vede toată lumea. Morții stau și zac acolo. Da, asta nu vreau ca voi, tineretul, să mai stați în grob și în astea. Asta este. Asta e. Și nu plecăm. Și după 22, armata a tras în noi și nici un terorist nu s-a găsit până la ora actuală. Numai Iliescu, banditul ăla știe, măcar cancerul și pe tot, să nu creadă PNL-ul și PSD-ul că vin la putere să ia bomboanele de pe colivă, ca să fie clar. Vă mulțumesc! Domnule, la ușa ta, poate revoluția!